În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Excelența voastră, episcop emerit Petru Ghergel, Excelența voastră, episcop titular Iosif Păuleț, cucernice, părinte vicar general Egidiu Condac, dragi confrați preoți, concelebranți, dragă părinte diacon, dragi surori, iubiți credincioși care urmăriți transmisiunea din catedrala noastră prin intermediul radioului, televiziunii sau internetului. Acum 30 de ani și câteva ceasuri, biserica noastră locală de Iași primea binecuvântarea din mâinile noului ei păstor, Monseniorul Petru Ghergel. Consacrarea episcopală mult așteptată s-a săvârșit pe treptele Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași, în prezența unui număr considerabil de episcopi din țară și străinătate, a unor distinși oaspeți, a numeroși preoți, seminariști și surori și, desigur, a unui număr impresionant de credincioși din întreaga dieceză și nu numai, care au înfruntat capriciile vremii de atunci și au participat cu pietate la ceremoniile desfășurate pe parcursul la mai bine de 2 ore. Liturghia consacrării a fost transmisă în direct de televiziunea română, care se bucura de acum de libertatea meritată. Canalul de YouTube al Episcopiei a transmis astăzi integral această înregistrare, care desigur este la nivelul tehnologiei de atunci, însă reprezintă un document prețios din istoria noastră recentă. În discursul pe care Preasfințitul Petru l-a rostit la sfârșitul liturghiei de consacrare, printre altele își exprima și transmitea și celor prezenți convingerea că Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, de pioasă amintire, va ajunge să pășească în curând și pe pământul binecuvântat al țării noastre. Și, după cum bine știm cu toții, nu doar un papă, ba chiar 2 papi au ajuns să pășească tărâmul binecuvântat al grădinii Maicii Domnului, cum a fost supranumită țara noastră. Iar ultimul dintre ei, Papa Francisc, a onorat cu prezența sa nu doar țara, ci chiar orașul și catedrala noastră. În curând, peste o lună, se va împlini un an de la acea binecuvântată vizită. Preasfințite Petru, 30 de ani de când ați fost uns, consacrat ca episcop, întâi stătător al diecezei de Iași, ani de slujire rodnică, ani în care dieceza noastră a înflorit și a dat roade, ani plini de harurile și binecuvântările celui care v-a ales și v-a trimis să-i vestiți cuvântul prin slujirea episcopală. 30 de ani pentru care se cuvine ca acum noi toți cei prezenți și cei păstoriți care sunt în comuniune cu noi prin intermediul mijloacelor media, să-i aducem lui Dumnezeu prin osul nostru de laudă și de mulțumire, prin jertfa Sfintei Liturghii pe care acum o prezidă. Preasfinția voastră, Părinte Episcop al diecezei noastre Iosif, dragi confrați într-o preoție, dragi frați și surori, dragi surori ale comunității noastre, ale diocezei noastre, ați iubiți credincioși uniți cu noi prin intermediul radioului Maria, a televiziunii Maria, a internetului nostru. Ne dispunem acum cu toții, cerând iertare lui Dumnezeu, pentru a celebra jertfa Sfintei Liturghii, act suprem de mulțumire și recunoștință pentru toate darurile primite. Într-un chip deosebit, mi se cuvine mie să fac astăzi acest lucru la împlinirea celor 30 de ani, pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate lipsurile, păcatele și spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic,
și vouă, frați, am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Yeah.
asupra ta păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, ave voluntatis. Fiindcă tu singur ești sfântă, tu simți tu singură preamănalt Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, în întrumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Dumnezeule, care în fiecare biserică peregrină pe pământ, arăți biserica ta una sfântă, catolică și apostolică, în bunătatea ta dă poporului credincios să rămână strâns unit în jurul păstorului său și prin Evanghelie și Eucaristie să fie mereu una în Duhul Sfânt, pentru a putea arăta cum se cuvine universalitatea poporului tău și a fi cu adevărat semn și instrument al prezenței lui Hristos în lume. Dumnezeule, care nu pentru meritele mele, ci numai prin tărnicia negrăită a harului tău, m-ai pus în fruntea poporului sfânt, dă-mi, te rog, harul, să rămân mereu fidel voinței tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care viețuiește și domnește împreună cu tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Genezei. Atunci Dumnezeu a zis: să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră și să stăpânească peste peștii mării și peste păsările cerului, peste animalele, peste tot pământul și peste toate reptilele care se târăsc pe pământ. Și l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a creat, bărbat și femeie i-a creat și i-a binecuvântat Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis: fiți rodnici, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate ființele care se târăsc pe pământ. Și a zis Dumnezeu: iată, v-am dat toată iarba care face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță în el. Acestea vor fi hrana voastră. Iar tuturor ființelor pământului și tuturor păsărilor cerului și tuturor animalelor ce se târăsc pe pământ, care au în ele suflare de viață, le dau toată iarba verde ca hrană. Și așa a fost. Și Dumnezeu a privit la toate cele pe care le făcuse și iată, erau foarte bune.
Și a fost seară și a fost dimineață, ziua a șasea. Astfel s-au împlinit cerurile și pământul și toată oștirea lor. Și a împlinit Dumnezeu în ziua a șaptea lucrarea pe care o făcuse. Și s-a odihnit în ziua a șaptea de la toată lucrarea pe care o făcuse. Și Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ea s-a odihnit de la toată lucrarea pe care a creat-o atunci când a făcut-o. Cuvântul Domnului. Scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru. Prea iubiților, pe prezbiterii care sunt între voi, eu, care sunt prezbiter ca și ei, și martor al suferințelor lui Hristos, și părtaș al gloriei care se va arăta, îi îndemn. Păstoriți turma lui Dumnezeu care v-a fost încredințată, supraveghind-o nu cu silă, ci de bunăvoie, așa cum vrea Dumnezeu. Nu pentru un câștig necinstit, ci din bunăvoință. Nu ca și cum ați fi stăpâni peste cei care v-au fost încredințați, ci făcându-vă modele pentru turmă. Iar când va apărea Păstorul Suprem, veți primi cununa gloriei care nu se veștejește. Cuvântul Domnului. Mulțumim, Dumnezeu! Aleluia, aleluia,
binecuvântat să fie Domnul zi de zi, Dumnezeul mântuirii noastre ne poartă de grijă. Să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ține, Doamne! În acel timp, venind în locul natal, Iisus îi învăța în sinagoga lor, așa încât ei se mirau și spuneau: de unde are el înțelepciunea aceasta și aceste puteri? Nu este oare acesta fiul lemnarului? Nu se numește mama lui Maria, iar frații lui Iacob, Iosif, Simon și Iuda? Și surorile lui, oare nu sunt toate la noi? De unde, deci, are el toate acestea? Și erau scandalizați de el. Dar Iisus le-a zis: un profet nu este disprețuit decât în patria lui și în casa lui. Și nu a făcut acolo multe minuni din cauza necredinței lor. Cuvântul Domnului. Preasfințite episcop emerit sărbătorit Petru Gherghel, iubiți frați într-o preoție, dragi surori și iubiți credincioși care sunteți în comuniune directă cu noi prin mijloacele de comunicare, radioul, televiziunea, internetul. Astăzi, 1 mai, pe plan civil, celebrăm Ziua Internațională a Muncii, iar pe plan religios, bisericesc, sărbătorim în dieceza de Iași, în special, trei evenimente. Începutul lunii mai, sărbătoarea sau comemorarea, mai exact spus, a Sfântului Iosif Muncitorul. Și în al treilea rând, 30 de ani de slujire ca episcop în dieceza noastră de Iași a preasfințitului Petru Gherghel. Câteva cuvinte despre fiecare. Luna mai. Începem astăzi cea mai frumoasă lună din an, luna florilor, cum mai este numită, și chiar dacă este umbrită anul acesta de pandemie, noi privim cu drag la floarea cu majusculă care nu se vestejește niciodată, la Preasfânta Fecioară Maria.
și ne adunăm cu drag la altarul ei, fie în bisericile noastre, puțin cât suntem acum, sperăm ca de la jumătatea lunii numărul credincioșilor să crească și bisericile noastre să ajungă din nou pline, nu doar reprezentate, cum avem aici, am mai subliniat-o, de lumânările aprinse atât jos cât și sus, la balcon, ci de prezența fizică a credincioșilor noștri care sunt siguri că abia așteaptă ca să intre în casa Domnului și să vină la altarul Maicii Domnului în luna mai, până atunci la altarașul pe care familiile credincioase l-au construit în biserica lor domestică, în casa lor, în camera lor, aprinzând o lumânare, punând o icoană a Maicii Domnului și în condițiile acestea să înalțe către ceruri cântări de bucurie specifice lunii mai. Să preamărim pe Preacurata Fecioară Maria, mai bine zis să-L preamărim pe Dumnezeu că ne-a dat o creatură așa de minunată, frumoasă, plină de har, binecuvântată între toate femeile acestui pământ și ei să-I cerem cu încredere mijlocirea, ajutorul, în mod deosebit să scăpăm odată și cât mai repede de această pandemie. 2. Memoria Sfântului Iosif Muncitorul, că așa scrie în calendarul nostru latin astăzi, Sfântul Iosif Muncitorul. Nu este o sărbătoare deosebită, pentru că avem sărbătoarea lui ca solemnitate pe 19 martie, dar este trecută și nu întâmplător în prima zi din luna mai memoria Sfântului Iosif Muncitorul, soțul preacurat al Fecioarei Maria și tatăl purtător de grijă al Fiului lui Dumnezeu. De ce Muncitorul? Pentru că biserica, în înțelepciunea ei, a voit ca în această zi, pe plan civil internațional a muncii, să ne dea un model de muncă în Sfântul Iosif. Ocazie potrivită astăzi să vorbim un pic despre muncă. Munca poate fi privită sub multiple aspecte. E număr doar câteva. Munca, înainte de căderea omului în păcat, o binecuvântare pentru om. Să nu vă închipuiți că Dumnezeu i-a creat pe primii oameni, i-a așezat în grădina paradisului și ei stăteau cu mâna la spate, n-aveau nimic de muncit, de făcut. Nu! Trebuiau să muncească, dar munca era o delectare, o plăcere, o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. După căderea în păcat, munca a devenit o povară, un blestem. În sudoarea frunții vei câștiga pâinea de toate zilele. Munca apoi ca o sursă necesară pentru a putea trăi, spune și Sfântul Paul, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Munca apoi ca un mijloc de exploatare, aici latura negativă. Au fost și sunt și astăzi oameni care îi exploatează pe alții, punându-i la munci, fie că nu-i plătesc bine, fie că se îmbogățesc, cum se spune, pe spinarea lor. Mijloc de exploatare a omului de către om. Apoi munca ca o expresie a solidarității. Vedeți ce mult se insistă în acest timp de pandemie pe solidaritate. Și asta cere efort, cere muncă pentru a simți nevoile, greutățile semenilor noștri și a le veni în ajutor, în condițiile în care suntem.
apoi munca, o comoară pentru sfințirea vieții noastre. Privind la Sfântul Iosif Muncitorul, noi suntem chemați să privim munca și să o prestăm sub toate aceste aspecte, mai puțin unul. Munca, mijloc de exploatare, acela nu. Nu vrem apoi ca munca noastră, de orice fel ar fi, să devină, să spunem așa, un refren pe care să-l cântăm zilnic, chiar și în zilele de duminică și de sărbătoare, încălcând legea Domnului, așa cum fac mulți, din păcate. Muncă, muncă și iar muncă. Și nu se mai satură de muncă, pentru că nu se mai satură de bani. Mai e nevoie și de odihnă, mai e nevoie și de reconfortare, e nevoie și de rugăciune. Și frumos este să păstrăm un echilibru frumos între muncă și rugăciune, pentru ca lucrurile să meargă bune, bine și să avem acea mulțumire, pace, liniște sufletească pe care o dă Dumnezeu omului care muncește și care știe să transforme munca în mijloc de mântuire. Ce frumos ne învață Sfânta Biserică în Constituția Dogmatică a Conciliului Vatican al II-lea, documentul Lumen Gentium, la numărul 35, unde se spune așa de frumos că oamenii, citez, prin munca lor continuă lucrarea Creatorului, sunt de folos fraților lor și contribuie personal la realizarea planului lui Dumnezeu în istorie. Ce cuvinte frumoase referitor la muncă! Îl rugăm pe Sfântul Iosif să ne ajute cu exemplul său și cu mijlocirea sa să îndrăgim munca și să o prestăm zilnic, dar nu ca scop al vieții, ci așa cum a făcut el, ca mijloc de sfințire și de mântuire. Conform principiului, nu trăim ca să muncim, ci muncim ca să trăim, să ne sfințim viața, să ne mântuim. Asta despre muncă. Trec la al treilea punct, îndreptându-mă spre Preasfințitul emerit, sărbătorit astăzi, Petru Gheorghel, pe care îl putem considera un Iosif cel muncitor al diecezei noastre de Iași, acum în pensie, emerit. Preasfințite, aș vrea să-i provoc pe toți la un exercițiu de imaginație, un sondaj de opinie referitor la muncă, pentru că tot vorbim de muncă. Sondaj făcut cu un grup de pensionari pe care să-i întrebăm așa: privindu-vă îndărât viața la munca pe care ați prestat-o, ce aveți să ne spuneți nouă astăzi? Sunt aproape sigur că răspunsurile primite i-ar împărți pe pensionari în două grupe. Unii ar spune cam așa: regret că am muncit prea mult, ca un habotnic, și mi-am neglijat familia, prietenii, sufletul și pe Dumnezeu. Încerc să recuperez ce se mai poate recupera. Alții, în schimb, ar spune cam așa: sunt mândru de munca pe care am prestat-o. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să ajung la pensie și să fiu conștiincios în viața mea, în muncă, să nu-mi neglijez familia, prietenii și mai ales sufletul. Acum mă bucur de roadele muncii mele. Să-mi dea Dumnezeu sănătate și zile senine. Preasfințite Petru, eu sunt convins, cred că și ceilalți,
că faceți parte din a doua categorie, care ar trebui să fie prima, adică a celor mândri de munca lor, o mândrie sfântă. Și chiar dacă munca v-a fost adesea și a fost o povară care a păsat greu pe umerii excelenței voastre, ea a fost o binecuvântare. A fost și o comoară prin care ați știut să păstrați echilibrul de care vorbeam și să vă sfințiți viața păstrând mereu legătura cu Dumnezeu, cu familia care v-a fost încredințată, dieceza de Iași, cu prietenii și mai ales cu Dumnezeu. La acest ceas aniversar, 30 de ani de episcopat, noi ne prezentăm în fața excelenței voastre următoarele gânduri frumoase. Mai întâi, împreună cu excelența voastră, îi mulțumim lui Dumnezeu și ne arătăm recunoscători pentru toate darurile revărsate asupra diecezei noastre prin mâinile excelenței voastre. În al doilea rând, mulțumim și ne arătăm recunoștința față de excelența voastră pentru acești ani 30 de slujire în fruntea diecezei noastre de Iași. Vă mulțumim cu sinceritate. În al treilea rând, vă felicităm și ne rugăm ca bunul Dumnezeu să vă dea sănătate și putere, ani de viață, de pensie, să vă bucurați de roadele muncii pe care ați prestat-o în dieceza noastră de Iași. La mulți și binecuvântați ani! Și acum, fraților preiubiți, împărtășind aceeași credință și iubire, uniți în același duh și în aceeași speranță, toți împreună din familia diecezei noastre, să ne rugăm acum Domnului nostru Iisus Hristos, care a statornicit biserica sa pe temelia apostolilor, și să-i cerem să reverse din belșug harurile sale asupra diecezei noastre, asupra întregii biserici și asupra poporului nostru credincios. Doamne Iisuse Hristoase, păstorul sufletelor noastre, întărește-l pe Sfântul nostru Părinte Papa Francisc pentru a putea conduce poporul încredințat pe calea Evangheliei tale. Ascultă-ne! Te rugăm să-l însoțești cu harurile tale pe episcopul Petru, care astăzi îți mulțumește împreună cu noi pentru cei 30 de ani de apostolat. Te rugăm, ascultă-ne! Fii alături de episcopul nostru Iosif, ajută-l să vestească prin cuvinte și fapte Evanghelia ta și să-ți pregătească un popor sfânt. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, ocrotește biserica ta de orice rău și fă-o să stăruie în adevărul credinței. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-ne harul să primim cu bucurie învățătura pe care ne-ai transmis-o prin Sfinții Apostoli, și fă-ne și pe noi adevărați apostoli prin cuvinte și fapte bune. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe episcopi, urmașii apostolilor, să fie printre oameni martori și vestitorii cuvântului tău și să fie ascultați de noi toți cu inimă deschisă. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește răsplată veșnică episcopilor care au plecat din lumea aceasta. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, mare preot al credinței noastre, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif
și în fericitul lui Anton Turcovici, Tu ne ajuți să îndeplinim poruncile Tale. Te rugăm, fii alături de noi toți, pentru că ascultarea supușilor și grija păstorilor să fie darul și lucrarea Ta, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amen. Plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile Tale, spre lauda și mâinile Dumnezeu, spre folosul nostru și al întregii Sfinte Sale Biserici. Celebrând memorialul iubirii nemărginite a Fiului Tău, Te implorăm cu umilință, Doamne, ca prin slujirea adusă de Biserica Ta, lucrarea Lui mărturisitoare să dea roade în lumea întreagă, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu Dumnezeu. Toți inimile. Îi mulțumim Domnului Dumnezeu. Adevărat, vrednic și drept. De cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu, Păstorul veșnic, nu părăsești turma, ci prin Sfinții Tăi Apostoli o păzești neîncetat cu grijă,
ca ea să fie călăuzită de păstori pe care Tu i-ai rânduit în fruntea ei ca locțitori ai Fiului Tău. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei Tale zicând fără încetare. Adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine luăm potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor să-i zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
misterul credinței. Moartea ta omestim, Doamne, și învierea ta omărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului tău, precum și minunata lui înviere din morți și înălțarea la cer și așteptând a doua lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă fie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscându-ne jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, prin a căror și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întării în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața ta. Întoarce-i la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutinde. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, de nouă astăzi, și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii tale, prin voie și te-ai dărui pacea și unirea după voința ta.
care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Această pâine va trăi în veci. Doamne, nu sunt să intri sub acoperământul meu, dar spune-mi mai în curând și se va tămădui sufletul meu. În preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită,
pentru a-L găzdui pe oaspetele meu divină. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Toate să aveți iubire, care este legătura desăvârșirii, și pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. Să ne rugăm să înflorească în această biserică a ta, Doamne, și să dăinuie până la sfârșit credința neatinsă, moravurile curate,
iubirea frățească și evlavia adevărată, după cum Tu nu încetezi a o hrăni cu trupul Fiului Tău și prin cuvântul Tău, Te rugăm să o păzești necontenit sub ocrotirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Preasfinția voastră, preasfințite Iosif, dragă părinte decan, Paul, părinte vicar general, Egidiu, sfințele voastre, părinți, concelebranți și cei care lucrați aici, în acest centru al bisericii, dragi surori, dragi iubiți credincioși, uniți cu noi astăzi prin undele radioului sau ale internetului, așa cum am fost anunțat și știm că s-a întâmplat. Sigur că această slujbă am ținut mult să particip și să spun câteva cuvinte. Sigur că împlinesc 30 de ani astăzi. Și cred că vă întrebați ce gândeam eu atunci, dar mai ales ce gândeam eu când cu 12 ani încă înainte de acest 1 mai am fost ales să răspund și să o rânduiesc această biserică locală. Sigur, trebuie să vă spun că am avut foarte multe sentimente, emoții și întrebări. Și încet, încet, sigur, că am încercat să trec peste toate. Mi-au rămas două pe care eu le-am considerat ca fundamentale. De ce m-a ales Dumnezeu pe mine? Fără pregătire prea mare, fără multe calități, pe mine, unul dintre preoții noștri. Și am tot gândit de ce. Și am ajuns la o concluzie. Pentru că Dumnezeu conduce biserica și nu un om. Sigur că are harurile primite, dar Dumnezeu le dă. Dumnezeu e cel care o rânduiește toate. Și dacă se realizează ceva, nu e opera unui om în cadrul bisericii. E și a lui. E opera lui Dumnezeu. Dumnezeu a voit și de data aceasta să spună că eu conduc biserica. Eu am înființat-o. Este a mea și eu am grijă de ea. Asta pe mine m-a liniștit și m-a condus până în zilele noastre. Al doilea punct. De ce? Sigur, în zilele acelea m-am întrebat, dar și după, și am găsit un răspuns. Nu sunt singur. Nu numai eu formez biserica, și cu toți cei care sunt aleși să fie miniștri în biserică. Și atunci am spus, cum se și știe, să aleg un motto. Sfințitul a explicat așa bine de ce a ales. Eu am ales
ca să știu că nu sunt singur, ci că sunt cu toți ceilalți împreună. Adică cu toți preoții, un prezbiteriu care are ca responsabilitate biserica, biserica lui Hristos. Deci nu singur episcop formează biserica și nici biserica nu este fără episcop. Episcopul are în jurul său tot prezbiterul. Trebuie să fie cu episcopul și tot poporul creștin. De aceea, sigur că aceste două lucruri m-au făcut pe mine să fiu liniștit și ceea ce am făcut, a făcut Dumnezeu prin mine și prin noi. Și ceea ce am făcut, n-am făcut singur, ci cu cei care sunt cu mine și au fost cu mine responsabili, uniți, ca tot să fie una. Vă mulțumesc tuturora. Sigur, întâi i-am mulțumit lui Dumnezeu și o fac mereu, observați că o fac mereu și astăzi și sigur că mulțumesc Preasfințitului Iosif. Suntem împreună. Sunt bucuros că are o asemenea misiune de dus mai departe și trebuie să-i stăm alături. Îi mulțumesc și tuturor preoților noștri de aici și cei care sunt în ocorul Domnului. Le mulțumesc tuturor surorilor care s-au rugat și se roagă, care slujesc, le mulțumesc. Credincioșilor noștri care nu uită niciodată păstorul și îl susțin, mai ales când știe că mai are slăbiciuni. Și le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și sunt mai departe. Așa sunt mulțumit. Că știu că Dumnezeu m-a ales pe mine ca să lucreze El, iar ceea ce mi-a încredințat mie, nu numai mie, ci a încredințat tuturor confraților mei. Așa putem spune că noi ne-am împlinit misiunea și mergem mai departe împlinind-o, nu singur, și împreună. Nu noi, ci Dumnezeu, eventual folosindu-se de noi. Trebuie să avem această convingere. Și așa, preasfințite, închei mulțumindu-vă pentru cuvintele frumoase de introducere și sigur pentru cuvintele de îmbărbătare și eu particip cu bucurie la viața bisericii care lucrează aici, în care lucrează aici Dumnezeu și lucrează prin Sfinția voastră ca și păstorul acestei dieceze. Cum spuneam când am fost ales, să nu uităm eroul nostru, martir, care s-a dăruit pentru noi, ca noi să rămânem dar Anton Turcovici și ceilalți eroi, și ceilalți buni preoți și credincioși. Îl preamăresc pe Dumnezeu, nu singur, ci împreună în această zi și mereu o voi face. Să primească Domnul și mulțumesc celor care au fost și sunt alături de mine și cu rugăciunea, și cu dragostea, și cu prețuirea lor, dar mai ales cu această comuniune în cadrul bisericii, familia lui Dumnezeu și a noastră. Așa să fie. Și acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea, ca apoi, sigur, să cântăm un cântec de mulțumire.
Domnul să fie cu voi. Doamne, fii alături de slujitorii tăi și dăruiește-le să se bucure de ajutorul pe care ți-l cer. Ei sunt fericiți că Tu ești creator și păstor. Reînnoiește în ei ceea ce ai creat și păstrează în ei ceea ce ai rânduit prin Hristos Domnul nostru. Doamne Dumnezeule, din belșugul îndurării tale, îmbogățește-i pe slujitorii tăi și ocrotește-i pentru că întăriți de binecuvântarea ta să sporească necontenit în aducere de mulțumire și să te binecuvânteze în bucurie fără de sfârșit prin același Hristos Domnul nostru. Să vă binecuvânteze Dumnezeu cu toată binecuvântarea cerească și să vă facă pururi, sfinți și neprihăniți înaintea sa, să reverse din plin asupra voastră bogățiile gloriei sale, să vă învețe în cuvântul adevărului, să vă descopere Evanghelia Mântuirii și să mărească pururi în voi iubirea frățească prin Hristos Domnul nostru. Caduos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. În seara aceasta urmează cateheza de vineri, chiar dacă va fi mai scurtă, timpul este până la ora 8, la 7:30. Acum voi începe cateheza, așa că să rămâneți cei care sunteți la televiziune sau televizor sau la Radio Maria sau nu știu prin ce mijloace se transmite, la 8:30 cateheza, va fi mai scurtă. 7:30, pardon, va fi cateheza.